Ce poate fi mai tare decât să inviți în sufrageria ta prieteni cu mult chef de viață, da, cu simțul umorului, puși non-stop pe glume? Cei mai tari comedianți ai momentului sunt aici! Cei, încă nu? Cei patru magnifici! Mihai Bobonete! Adrian Băncică! La final! Mihai Rais și Costi Diță! Acum! Bravo! Ar mai fi și câteva lucruri mai tari. Normal, el, desigur, dar... Nu. Alo, concentrează-te. Micuțo, concentrează-te. Adina, hai, încă o dată, zi. Deci, dar și mai tare și... Dar... Magnificul... Este... Acasă la mine se cheamă soțul meu. Uite asta. Bine ați venit, băieți? Bine v-am găsit. Finalul ăsta chiar... Noi o să te votăm, pentru asta că vreau. Mi se pare că avem nevoie de un om... Uitați-vă! Ce vedeți voi în imaginea asta? Dar fiți sinceri! O privire inteligentă de politician. Vedeți că avem și un afiș mai mare. Lăsați afișul, da. Uitați-vă aici. Aș doar să-l pun în cameră. Este? În camera ta? Nu, eu nu știu ce... Să nu! E o combinație privirea asta. E o... Ia. Aveți încredere. Ceva profesional, dar și sexy, dar stai puțin că următoarea stație cât ce e, mă, Unirii sau... Sunt multe în privirea asta. Eu imaginea asta aș pune-o pe un site cu un anunț lângă tânăr student ca o gazdă. Mi se pare că v-am zis și când nu filmam, mi se pare că genul de privire a omului care nu gândește nimic e atât de prost încât dacă îl întrebi orice când e în privirea asta, urmează o pauză de 3 secunde după care zice: "Cum?" No, eu nu zic, e greșit, nu cred că nu gândește nimic, care e așa. E în lumea lui. E în lumea lui, că asta e diferența. De ce el gândește la viitorul vostru? Exact. La viitorul țării. Ce poate el să facă mai bine pentru voi? Aici am asimilat eu prostia cu privirea asta politică. Ținând cont că tot ce politician mi se pare că are un soi de prostie de asta transparentă, care a început să o înghițim. E politically corect să-i faci proști. Da, exact, exact. Fine, da, adevărat. Și de ce? Vă zic că e singurul dintre noi care... O să primiți din partea mea câte un steguleț. E singurul dintre noi care... Avem că, știți cum, votarea s-a și terminat, bărbatul anului s-a votat, s-a ales, adică nu e pentru asta, e pentru următoarea campanie electorală. Vin alegerile acum, mai răbdare, cât mai e. Dar ia-o și tu mai ușor, eu cu președinte de scară de bloc, președinte, nu te băga direct. Nu stai președinte de bloc. Am fost deja. Eșul de cum se mirbite. Trec la nivelul următor acum, da. Foarte bine, Covet. Primar de sector. Ce să faci, mă, trebuie să mâncăm și noi pâine. Bine. Mai devreme sau mai târziu, tot va trebui să treci pe la DNA. Mai, corect. Cu toate funcțiile astea. Asta e, n-ai cum. Dacă vrei funcție, trebuie să ajungi și acolo. Asta e. Cel puțin o declarație tot trebuie să dai. Ai grijă. O oprire și acolo, e păcat. Dar dacă le bași privirea asta și la DNA, eu zic că... Imediat. Ai taxele și impozitele plătite? Cine, mă? Liniște, ascultați-o pe Adela. Gata, alo, toată lumea. Nu mai suport. Tovarășe Adela, vă rog. Chestia asta. Hai, zi. Mă, mi-a plăcut cum a clipit, mă, mâncarea asta. Dar ce divă în mine. Ne-a certat. Ca să vezi cum pițico. Faceți puțină liniște, mă rog. Mamă, deci asta cred că dă copilul acasă de pământ, mâncarea, și-o văd de ce... Ia micuțul, hai, ce s-a întâmplat. Zice un geraș, nu? Ia. Vă rog mult, chiar vă zice. Gata, am făcut liniște. Hai, liniște, vă rog. Mă gândeam că ați putea să... Nu cred. Nu cred, deci pe pauză. Ai simțit presiune. Gata, mă, fără violență, vă rog frumos. Bă, băiat, nu. Hai să vorbim și lucruri serioase. Du-te, bă, lasă-ne puțin. Stai, cauza presiune. Las el din lider de audiență. Două secunde, Cove, că trebuie să ne unim. Asta e dusă cu pluta pentru că are momente. Când a venit în emisiunea Jocul de Celebritate, știi că a căzut decorul pe noi. Corect. Foarte greu s-a decuplat. Nu, știi, până i-am găsit firele unde le avea, că nu găseam roșu. Ăia din regie, taie albul, taie verde, le-am tăiat tot, bă, nimic, bomba în ea, cum e. Și mai are invers asta, cu două secunde, se uită lumea la noi, vreau să zic ceva, ce? Ce? Am uitat. Deci... Are asta două. Asta înseamnă să fii mare. Da. Asta înseamnă să fii mare. Ca să vedeți și voi cât de greu mi-e mie. Nu e, băi. Să suport zilnic. Nu, lasă asta că nu e. Oscilează între aceste două stări. Bravo, da. Dar așteptăm următoarea. Dar nu e despre noi astăzi, este despre voi. Da. Hai să vorbim.
Ce am auzit? Ce am auzit? Ce a vorbit lumea? 38,9. Share. Share. Da. Da. Băi, da, bă, ce frumos. Bravo. Ăla. Bravo, bă. Bravo, bă. Ce, acum, sincer, cât de mult vă impresionează lucrurile astea? Cât de mult contează pentru voi? Vă mai impresionează? Că... Dar cum să nu, mai ales când e prag istoric și când vezi că de la un sezon la altul audiența crește și întâlnești pe stradă sau în viața de zi cu zi oameni la care nu te așteptai să uite la televizorul, mm-hmm, neapărat la Sfierbinți, te bucură, adică te fac mai puternic și mai încrezător în ceea ce faci de la un sezon la altul. Iar la noi e important pentru că, într-un fel sau altul, după 200 și ceva de episoade, te întreb cum nu ne plafonăm sau cum de nu mai suntem prieteni cu personajele. Păi asta ne ajută. Oamenii care din ce în ce mai mult se uită la serial, mm-hmm, oamenii care ne interceptează pe stradă numai cu vorbe frumoase și cuvinte de apreciere, și asta ne face să credem mai mult în ceea ce facem și să fim mai dedicați proiectului. Iată, mi-a plăcut asta cu interceptat. Da, și mie mi-a plăcut. Oamenii care interceptează pe stradă. Da, mă, și A fost singurul, a fost singurul cuvânt din tot speech-ul, da, da, care mi-a scăpat puțin. Da, da. Dar restul n-a fost bine. N-a fost ce n-a fost al tău. Pe bună, pentru un cuvânt. Mai am ceva. Atenție, atenție. De data asta, fiți pregătiți. Chiar urmează ceva. Hai să ne mai uităm la aia. Hai să ne mai uităm la aia, că poate asta o și... Nu cumva să spui că avem show la Sala Palatului. Lasă-mă puțin. Asta chiar habar n-avea. Lasă-mă puțin. 19 și 20. Lasă-mă, te rog eu frumos. Credeți-mă, scăpați mai repede dacă vă conștiți. Hai să bem toți apă. Hai toți să bem. Zia de la. Vreau să vă spun că mă uit la voi și sunteți niște pietre tari, niște pietre tari, niște pietre tari. Oameni super. Mamă, ce păveche! Ziceai că aia cu interceptatul e proastă, e verde. Continuați. Aveți personalități puternice. Corect. Thank you. Dar puțin că așa îmi formulez acum să sunt frumos. Vrea bani după asta, să mor dacă nu pot să vrea bani. Cum a chemat să ne înțelegeți? Foarte rău. Se pare că ne înțelegem foarte rău. Ai auzit, mă? Da. Deci finalul ăsta a fost finalul, mă. Nu ne înțelegem. Și totuși. Totuși. Exact. Și-a făcut și din mâini, mă. Ca reclama de la Vagiclin. Dar ce se întâmplă cu vaginul meu? Mă rogați. Nu, nu, să depășim momentul ăsta. Nu m-am ajuns. Bă, am tors. Nu ai văzut că a zis și cum vă înțelegi și a făcut așa din degetuțe? Da. Să ajungi de la pietre tari la Vagiclin. Nu, 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 hai să rămâne la pietre tari. Acum a prins-o. Mamă, ce se duce pe ele, Adela, mâncați. E dimineața ta, bravo. Eu-s bună pe comedie, stai cu mine. Da, da, da. Tu ești bună după Sala Palatului la 100 de ore. Așa, să revenim și pe strada voastră. Da, da. Să vorbim de Sala Palatului, că asta zic că chiar nu știe și ar trebui să afle și ea. Deci spectacol la Sala Palatului pe 18, 19, 20 decembrie. Da. Toate la ora 20, ca să evităm puțin aglomerația de la ora 18. Perfect. Da. În deschidere Mihai Rait, care va avea o 2-3 minute. Atâta foarte multă pantonimă. Da. După care ele pe pantonimă. Urmează maestru Vâncică, care va face numai Celentano de data asta. Așa? Da. Și tambal. Sunt pe Coșbuc. Vine pe Coșbuc și Bolintinan. După aia vine Costi, care va avea tot un număr mic. Dans. 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 Portocale. Dans. Portocale. Portocale. Și eu la final vin cu număr de magie senzațional. Scoate. Adică... Nu vă vine să credeți ce o să scoate din... din zile tu. Din... Nu, să scoate ceva frumos. Nu ne spune de unde, te rog. O să scoate ceva frumos. Ceva frumos, hă? Da. Am înțeles. O să fie stand-up comedy cu tot felul de glume adunate de anul ăsta, după unde a mai fost și a mai umblat prin viața asta. Un spectacol ca de obicei. Mihai, poți să... O poți foarte scurtă, Inter. Da? Deci foarte, foarte... tu știi că ai ceva din Cove? Eu. Da. Îți place să vorbești. Foarte mult. Mihai. Ăștia mici n-au zis nimic. Fii atent, a zis asta și s-a întors la Vâncică și a zis Mihai. Mihai, da, 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 da. Bă, deci, deci, e blană, bă. E blană. Ești blană. Dați cu apă pe ea, vă rog frumos. De ce mă? Vă stăm, vă stăm în emisiunea ei. E blană, bă. Încerc să te bag în seamă. Nu face problemă. Eu sunt la pântașa aici. Mihai, frumos. Se lansase. Ai văzut? S-a lansat. S-a întors pe Vâncică. Vâncică, da. Ești Vâncică. Mihai. Da, da. Și Adrian, îmi pare bine. Mă, știi, da, știi, știi ce a repetat ea mult aia din liceeni când se tocea una să zicea nu știam că vrei să zici. N-am prins-o, eram prea mică. Ia zi, Flori, ce mai vrei să zici? Ca să vedem. Bună asta, da.
Da. Zi. Deci? Deci, nu, tu n-ai nimic din cove. Da, bun. Bravo. Bun, vrei să-l întreb ceva și pe Iulian? E venit cu noi. Sau pe Alex. Sau Alex. Hai, mai bine tu, Tibi. Tibi. Mai bine să zică Tiberiu în continuare. Exact. Am înțeles. Cumpințico, relaxează-te. Vă mulțumim, mulțumim foarte mult pentru invitația la Șoptește Lumea, pentru că este emisiunea noastră preferată. Are apă în gură, nu poate să facă nimic. Lasă-mă, că te omoară. Ce le spuneți oamenilor care vă vor întreba dacă... Și cum a revenit el pe serios? Stai-mă puțin! Dacă spectacolul de anul ăsta va semăna cu ăla de anul trecut sau dacă se vor găsi aceleași momente? Ele seamănă spectacole între ele pentru că de multe ori o glumă care este foarte bună dăinuie peste timp. Asta zic! Iată! Înțelegi? Dar el va semăna în proporție de câteva procente cu cel de anul trecut pentru că de obicei glumele se schimbă de la an la an. Dar sunt glume care se vor repeta, care sunt bune, la care lumea oricum va râde la fel de tare ca și când le auzi prima oară. Că așa o să facem, o să avem material nou și după aia dăm dedicații ca la nuntă. Da. O mai vrei pe aia cu asta, cu nevastă? Nu, dar serios, vi s-a întâmplat vreodată să vă ceară cineva dedicații în timpul spectacolului, să vină unul să zică ziua ceva? Eu la galaz, da. Ai pățit asta cu dedicații? Eram cu Dan Chișu la o petrecere de interlopi. Începe bine. Mă, începe muzică, bine. Bagă o muzică. Așa? Da, 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 da. Nu trebuia să mai duce aminte. A fost nasol. Și cum? Și da, ce ți-a zis? Ia și zi-mi o glumă sau cum? Erau niște băieți cu un fel așa de săbi de-astea pe masă și... Mă, niște întreprinzători. M-au pus să spun glume pe un cub, așa, știi? Nu m-au dezbrăcat. Aia, era... da, era... Și am spus, nu mai știu ce glumă am zis, eu cu un fâs, cu un vânt. Da. Și a ridicat unul de acolo cu 50 de euro și a zis, mai zi-o pe aia, cu fâsul pentru nașul meu. Nu e frumos? Ce crezi că am făcut? Ce ai făcut? Am zis, ai zis-o pe da! Cu sâmbile pe masă? Aia zic! Era prin, nu mai știu, după Revoluție, oricum. Am mai o ultima și gata, deci ultima și gata. Ia, acum concentrați-vă. Pentru repertoriul vostru am o sugestie. Are Cove o glumă foarte bună, a folosit o aseară la Gala Unica. A zis, știu de ce v-ați îmbrăcat în negru. Nu, de ce m-am îmbrăcat eu în negru? De ce m-am îmbrăcat în negru? Spune-mă! Pentru că sunteți moarți după mine! M-am îmbrăcat în negru pentru că sunteți morți după mine? Nu, mă, dar nu știe, n-am. Eu nu mai stau. Voi mai stați? Dar nu cred că ai zis-o așa. Ba da, așa a zis-o. Așa a zis-o. Dar s-a râs cum era? E normal. Zi-o. Uitează cum o zici. Păi zi-o tu. Era de aia în felul următor, că ea se îmbrăcase în roșu, eram îmbrăcat în negru. Da. Și probabil vă întrebați de ce este îmbrăcată ea în roșu. Pentru că așa era dress code-ul, să ai ceva roșu. Da. E, știți de ce m-am îmbrăcat eu în negru? De ce? A întrebat ea. Pentru că am auzit că sunteți morți după mine. Doliu cum... Nu? Ce se întâmplă? Eu mă adresez și unui public care... Sunt invidioși. Care înțelege, da, ai dreptate, da, corect. Acolo era un public care înțelegea. Dar era un public, adică toți aveau liceul la bază, adică totuși erau ăștia cu bani. Păi, oricum, tu ești și sătul de culorile astea. Asta zic și era o dată când m-am îmbrăcat în legă. Asta zic, poate să folosiți dacă ești. În Băneasa Mall, la parteriu... Cum? Poate aveți treabă și vă rețin, în orice caz... Eu am luat-o. Ce? Aia, nu e bună, poți să gluma, gata. Mai ai și mai ai câteva bune. Așa încep. Mai am câteva bune. Ce vreau să vă rog, dacă mai aveți ceva de spus, vorbiți acum sau să tăceți pentru toate. Alex? Ce să, mă bucur că ne-ați chemat și e foarte bună apa. Ok. Are un... Da. Tiberiu? Care... Nu era Tiberiu, era... A, era Tiberiu. Iulian. Da, mă, nici să nu vreau. Nu e la mă, Iulian. Așa, Iulian, zi unică. Asta vă mulțumesc mult de tot, le mulțumesc oamenilor că s-au uitat la noi și 38-ul ăla a ieșit pe share. Și cam atât. Și am dormit foarte puțin și prost. Mulțumim mult de invitație. Eu vă mulțumesc și vă aștept să vă uitați cu toții la noua emisiune asta cu racing, o facem noi despre mașini pe ProTV, începând de mâine de la ora 7 dimineață. Începem filmările mâine la 7. Și sala Palatului 18, 19, 20. Eu vă mulțumesc foarte mult și eu aștept să văd poza asta pe străzi, pe străzi cu un anunț lângă dispărut de 2 ani de zile. Pentru amănunte. De la nicăieri. Asta chiar poate fi mișto. Invitați la altă emisiune când e în locul lui altcineva, să zicem. Și noi am fost la emisiunea ultima. Rafa a plecat, a zis pa. A plecat, avea mașina albă, dar a plecat, a zis, bă, mă întorc.
Și a doua zi a început Adela, era ușor tristă, dar veselă într-un fel. Nu, a zis, mă duc să fumez o țigară, 5 minute. Da, și eu știam că nu fumează. Da, aia, zis, aia, exact. Și uite așa a revenit vizirul în televiziune. Unul la mână și doi aici în fața platoului monumentul tău, Cove. Păi nu, are deja, are din deja. Ceară, din ceva și treci pe aici, o să fii frumos. Frumos. Ce vreau să vă rog, vă dau niște stegulețe de astea la sala palatului, da și voi câte un steguleț acolo, lăsați la oameni pe scaune, că nu se știe niciodată, știi cum e. Eu îți recomand să faci un boca di lupo cu fața ta, să vină lumea să-ți bage mâna în gură, să reghicești viitorul, boca de la verita. Eu zic că ăla e viitorul. Ăla e, ăla e, ăla e. Cove cu gura căscată, vine un bagă mâna aici. Pe toate cutiile de lapte, cum e în America, la dispăruți. Pe cutia de lapte, peste tot. Exact. Atât ce vreau să vă rog. Rămâneți puțin că o să fiți uimiți. Le mai spun celor ce ne privesc. Deci pe 18, 19 și 20 decembrie la sala Palatului, cei patru magnifici, mergeți acolo să îi vedem. Și acum, fiți atenți. Biletele, ascultați-mă cu atenție. Biletele, da? Se găsesc pe vândbilete.ro da? La sala Palatului. Da. Evenimentul. Păi asta e, ce să mai... Așa arată. Bravo. Perfect.